Haideți să vă arăt ca să înțelegeți. Deci firmele funerare din România au reglementări de legi. Ia uitați, coșciugele la etaj. Deci ilegal tot ce vedeți aici. Tolerată de poliția locală. Mașinile pe stradă. Are capelă, dragii mei. Acum, deci are capelă, vă dați seama. Și nu ia măsuri. DSP-ule, bă, vrei tu neapărat să se întâmple ce se întâmplă la Dâmbovița? La Dâmbovița, tată, ce se întâmplă? Vă spun eu ce se întâmplă. Ci că se cam ia la trântă lumea de acolo, tată. Să ia la trântă și să interoghează persoanele din DSP. Doamnele doctore, ce faceți? Vă cercetează? Vă interceptează? S-a dat mită cumva? S-au făcut autorizații pe genunchi? Ia să vedem noi dacă și la DSP Prahova se întâmplă asemenea cazuri. Da. O să vedeți, dragii mei, ce se întâmplă în Prahova și toate DSP-urile astea vor da cu subsemnatul, pentru că asta este situația. Vreau să sunăm la poliția locală. Ploiești. Ați sunat la poliția locală Ploiești. Deci trotuarele sunt blocate inclus. Aici există coșciuge la etaj. Te și sperii când vezi așa ceva. Bine, HG741 este încălcat. Aute trotuarele, camioane. Deci nu răspund oamenii aceștia, prin dispecerat. Vă dați seama, sună cetățean la dispecerat, ăsta vede numărul și refuză ca să răspundă la telefon. Până și... da. Haideți sus. Să sunăm iară. Că pe urmă vin la voi, tată. Că nu aveți cum să luați voi coșugele din geam. Bună ziua! Ați sunat la poliția locală Ploiești. În conformitate ce face cu legislația în vigoare, acest sunăm de 10 ori. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Da? Aveți mă răbdare, mă, că acum vă fac plângeri penale. Da? Hai! Deci are capela acolo, atenție, e ilegală. Iar DSP-ul și cu poliția locală, ei se facă, nu, deci au dreptul, ce se întâmplă? Deci, ca drept dovadă, eu ca cetățean nu pot să sun la acești oameni. Și o să mă duc la ei. Normal, că îmi dați de muncă, fraților. Bună ziua! Ați sunat la poliția locală Ploiești. În conformitate cu legislația în vigoare, acest apel este înregistrat. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Hai să o luăm pe aici, să vă și explic, pentru că nu putem să luăm legătura cu ei. Ăștia se aia cu Ana Aremere. Ei, alu. Bună ziua, dumneavoastră, Elena. Am o rugăminte la dumneavoastră, numele meu este Geana Hare Florin și am nevoie pe strada Ana Ipătescu, unde este o firmă funerară ilegală, adică încalcă prevederile HG741, blochează trotuarele și are o capelă clandestină. Am nevoie de echipaj de poliție de la disciplina în construcție și poliția de la... Cea... Nu vă aud foarte bine, da. Deci stați un pic. A spus că... Este o firmă funerară care este cunoscută de poliția locală și a fost mereu sancționat și trași la răspundere mai rar, unde pe acea stradă sunt trotuarele blocate cu mașinile funerare. Și firma nu respectă HG741, ține de poliția locală pe competență. Adică avizul Consiliului Local, plus coșciugile sunt afișate la geam, sperie copie, doamnă. Dar avem nevoie de un echipaj de poliție locală, să constate personal. În caz de refuzați, eu cheam iar Poliția Română prin 112. Ana Ipătescu. Nu, dacă în caz de refuzați, că și acolo unde am fost, am chemat, a plecat Poliția Locală, n-a mai dat sancțiuni. Știu. Cum trei sancțiuni, doamne, că Poliția Română s-a săturat la câte sancțiuni a dat? De ce ați plecat? Deci puteți să faceți solicitare scrisă, să vi se dea răspunsul pe sesizarea dumneavoastră. Lăsați că fac plângere. Lăsați că... Nu, doamne, lăsați că fac plângere altfel. Să vedeți cum o să fiți trași la răspundere pentru nerespectarea atribuțiilor de serviciu. Deci am nevoie de un echipaj de poliție pe...
Da, unde este firma funerară la intersecție? Vă faceți că nu o știți? Ar trebui să o știți cât. Bun, am înțeles. Este colț cu strada Arcaș. Ana Ipătescu cu strada Arcaș. E în colț, la intersecție. Și au cumpărat stradă oamenii ăștia. Ce să face, că nu știu. Firma funerară are mai multe auto pe trotuar. Doamnă, mașinile de firme, mașinile mortuare, adică ei când au luat licența și autorizația de la DSP, au spus că au loc de parcare, de garare, că au flotă. Deci ei încalcă prevederi, mai mult prevederi, în afară de HG585, ăsta 741, încalcă și 195 privind trotuarele blocate. Dar este vorba și de expunere, adică documentul respectiv care îl atestă că ei sunt firmă funerară și trebuie să aibă geamurile colantate, să văd coșciugele, mâine o să pună și un mort împăiat acolo. Am nevoie de sprijinul poliției locale, nu mă faceți că vin la sediu să vă fac de iar, lumea, iar. Am nevoie de un echipaj de poliție locală aici și cei de la disciplina în construcție, să vedeți câte chestii s-au construit aici în mod legal, legal, dacă aveți pe competență. Deci pe disciplină în construcții ce doriți? Sau vreți să vă fac legătura? Nu, sau... să vă arăt că este o construcție ilegală cu destinație cu totul altceva. Adică e capelă. Este capelă, doamne. Vreți să vă fac legătura la disciplină în construcții? Doamnă, vreau să anunțați dumneavoastră să vină disciplină în construcții, că degeaba s-a sunat. Deci dumneavoastră sunteți deci, la sunat la dispecerat. Vreți să anunț că s-a construit o capelă? Da, doamnă, da. Este o capelă mortoară, da. În mod ilegal. Da. Tot la firma aceasta? Tot la firma asta, doamnă. Vă faceți că nu știți. Da. Dar știți, să știe, poliția locală a mai sancționat pe chestia asta și i-ați dat măsuri. Și nu s-a pus la punct. Să cunoaște. Bine, probabil că dumneavoastră sunteți nou aici. Dar am nevoie de sprijinul poliției locale. Mai nou și nu cunosc acest aici caz. Este problema. Bun, eu sunt aici. Deci, eu sunt aici, este ora... Cât este ceasul? Că nu văd ceasul la mine. Cât este ceasul, doamnă? Că nu văd ora pe telefon. Este 12 și 10 minute. Vreau să vedem în cât timp veniți. Da? Că tot să dăm mare albul ăsta, șef. Că sunteți în promptitudine. Avem nevoie de dumneavoastră să vă demonstrez că și trotuarul este pus cu cântar să vând și alimente și de toate, totul e al lor. Alimente tot acolo? Da, doamne, are cântarul pe trotuar și alimentele pe trotuar. Despre ce vorbim? Am înțeles. Dar este strada Ana Ipătescu, sigur? Nu este altă strată? Jur pe coada pisicii că stai, care stă aici. Cred că... sau că cea care... de la parchet. Știu că Arcaș este în zona aceea cu Buna Vestire. A, Buna Vestire. Sigură, da. Așa este, Buna Vestire, aveți dreptate. Corect. Buna Vestire. Deci nu este Ana Ipătescu, da? Buna Vestire, da. Aveți dreptate, Buna așa este. Opa, ia uite ce e aici. Da, ia uite ce blocă și a retras gardul. Da, doamnă, am nevoie. Bine, mulțumesc. La revedere. Uite, toate mașinile astea sunt ale lor. Da? Toate sunt ale lor. Ia uite. Așa am înțeles. Ia la foc de nu știu câte ori pe aici. De ce la foc? Ei n-au voie aceste mașini căruțe, tractoare și cu... Ia uite. E Mureșanu, Ana. Mureșanu, Ana. Este doamna cu... Cum îi zice... Ana are mere, are cătușe. Are cătușe, are. Deci, dragii mei, asta s-a căsătorit cu băiatul ăla care s-a transformat din femeie în bărbat. Adică așa că a spus el. Și s-au certat, săracii s-au certat. Ce era la gura lui ăsta, adică lui nevasta lui, mai nouă, ăsta e de prin Baia Mare. Îl căutam pe acolo și l-am găsit la o mormântare, la o verișoară. La Lilișor, care a spus că ăsta bărbat, bine, nu era bărbatul ei, a zis că mă dă în judecată. Cum mă dai tu, bă, derbedeule, pe mine în judecată? Nu poți, da? Că mă dai în judecată, că nu știu ce am filmat și că dracu să-l pieptene, n-am mai putut să plec eu de în sat. Bă, fugi de aici, băi, electrocotonatorule, că tu nu știi, tu confunzi curentul cu alternativul și cu fulgerul CDC. Da, deci, ce se întâmplă? Toată zona aceasta este, uite, e cu pescuitul ăsta, da, toată zona aceasta este a lor, atenție. Așa a spus și domnule, am lăsat pe trotuar. Nu, dragii mei, mașinile acestea trebuie să fie garate și parcate acolo unde ai trecut flota. Pentru că ei au flotă, mașina asta a mai avut-o acum câțiva ani și a potcovit-o, dar a luat-o drace. Bine, căruță autorizată de către DSP. Băi, DSP-ule, ce ai, mă? Până și brazi, ia uitați cum
cum vedeți dumneavoastră de aici, de la asfalt, din drum, din stradă, este total interzis. O firmă ca asta era de mult închisă. De ce? Pentru că DSP-ul a autorizat o firmă și a pus camere, da? Nu mai are proprietatea până aici, a luat gardul. Uite, ce văd cetățenii, da? Asta a înțeles DSP-ul, adică și-a pus și rotativă care supraveghează cetățeanul direct. Deci are rotativă. Bun, dosarul de evaluare. Când ai pus rotativa aia de la Poliția Română, dosarul de evaluare, oamenii aceștia care și-au făcut o translocare poate să ducă cu camera să-l vadă pe vecin, da? Ce face el în casă. Deci nu este mobil. Cum a trecut în planșă pe HG301/2012? Cameră rotativă? Băi, Poliția Română, ăsta nu încalcă GDPR-ul? Caută-l. E pe trotar. Până și cățelul și-a închis aici firma pentru că el... Hopa, cățelul, ce faci, cățelul? Tu ești vânzătorul? Vreau și un coșciuc Boston. Ia uite, tată. Ia uite, tată, ce... Și-a pus poza cu mine acolo la... Uite, tată. Deci, e clar, m-ai apreciat, bă. Dacă ți-ai făcut și tablou. Deci și-a făcut tablou, dragii mei. El și-a făcut tablou și mă înjura. Păi bine, mă, tu ți-ai făcut tablou și mă înjuri. Deci și-a făcut tablou când a fost reținut. Mihăiță, tată, tu l-ai văzut, da? Ai fost tare, tată. Poliția Română a ajuns să fie... Deci el a ajuns să fie fan Poliția Română. Deci ai ajuns fan? Și a ieșit vânzătorul. Mă uitam, zic că ați ajuns fan, aveți o poză cu Poliția Română. Stai că așa vând, cred că e străin. Cred că nu știe limba română, ia să-l vedem. Ești român? Am înțeles, o mormântare pot să o fac aici, la voi? Văd că aveți... Aș putea să vină șefa și... Nu, dar uite, văd că aveți, uite, poză cu Poliția Română. Sunteți fan sau ai vreun coleg de-al vostru care... Nu, opriți telefonul, vă rog. Știu. N-aveți permisiunea mea să vă filmați. Am înțeles. Deci, frumos, sunteți aici pe privat, da? De unde ești, mai nene? Vrei vreun coșciuc crăpat? N-aveți voi, dacă mi-apare, vă dau un judecat. Salut, colega! Am găsit niște postări de-ale tale când îl jurai. Ce faci, bă, când îl jurai? Hai, bă, cum mă numești? Cum te numești? Cum vă numiți? Gheorghe Vasile. Da? Da. Bine. Bravo. Da. Săracul, el vroia. Uite, tată, are două montări din astea. Poliția Română încalcă prevederile cu spionarea cetățenilor. Haideți că facem să vină și cei de la Poliția Română, pentru că prevederile acestea se încalcă viața privată, tată. Deci vorbim de încălcarea vieții private. Da? Deci vorbim de viața privată, încălcarea vieții private cu monitorizare și supraveghere. Bună ziua, numele meu este Geană Harry Florin, mă aflu la o firmă funerară în capătul străzii Covurului. Da, vă aud. Deci am nevoie de... Da, deci am nevoie de colegii dumneavoastră de la Poliția Română să vină la o firmă funerară, se numește Casa Funerară Ana sau Anca. Deci este vorba acea stradă care pe la parchet, unde este parchetul, au două camere domn și oamenii aceștia supraveghează cetățenii, adică le supraveghează viața privată cu două camere domn pe exterior. Plus că sunt alte nereguli referitor pe rutieră și cu HG741, risc epidemiologic. Deci, oamenii aceștia încalcă HG301/2012 prin montarea două camere rotative cu zoom de 100 care se încadrează la viața privată, adică încalcă viața privată a cetățenilor, domnilor. Și vreau să... Sunt aici la fața locului, da, mulțumim frumos Poliției Române. Sunt aici, chiar în fața firmei, se numește Casa Funerară ANNA. Da, e chiar cu Covurului și firma e cunoscută, ia foc mereu, cam din când în când ia foc.
Vă mulțumim frumos, sunteți la înălțime, poliția română, numai bine, mulțumim frumos. Doamna supraveghează cu două domuri rotative, da? Atenție, este ilegal ceea ce face această madame cucoană, da? Madame cucoană, da? Ia uitați, vine omul, vede și se uită și vede coșciuge. Deci femeia asta când a montat camerele astea rotative, încalcă viața privată a cetățeanului. Vă dați seama, ia cu domnul acela îndreptată către blocuri, da? Poate să-l supravegheze pe domnul de la blocul ZOM și îl ia de aici. Pentru că această cameră costă destul de scump, este cam vreo până în 3.000 de lei. Cartofi pe domeniul public, ghivece și mașini. Aici, ci că-i parcarea ei. Și acolo, și acolo, și acolo, trotuarul este blocat. Blocat, blocat. Atenție, băi, DSP-ule. Și acolo. Băi, DSP-ule, Prahova. Că m-ai dat o autorizație la ăștia, măi. Da? Eu v-am lăsat, da? Bine, am fost la Dâmbovița. La Dâmbovița să cercetează, ci că bostonurile acestea să nu mai fie prețuri începând de la 500 de lei. Atenție, vedeți că oamenii ăștia vă pierde mortul. Este firma autorizată, dată pe genunchi. Ea circulă prin oraș cu stopul franjurat, iar pietonul merge pe trotuar. Nu mai aveți cum, că sunt mașini mortoare, unele dintre ele să aibă vreun mort în portbagaj. Băi, asta care tu ai impresia că ești mai presus, da, te cred. Pentru că ai și capelă ilegală, iar cei de la DSP, atenție, DSP-ul și DSVSA-ul, care și catering. Băi frate, are și catering. Găsim mașini peste tot, blocate trotuare, nu-i face nimeni ea. De ce? Umblă un zvon că cotizează la DSP, umblă un zvon, atenție, nu știu dacă este adevărat. Probabil că o să se întâmple exact ca la Dâmbovița, ci că două doamne doctore de la DSP Dâmbovița deja au început să fie cercetate. Nu cred așa ceva. Și acum o să vină poliția locală și cea națională. Uite, eu încep să reclam coșciuge cu Iisus Hristos ca poză pusă pe coșciug. Dar HG741 spune destul de clar: bă nene, le-ai colantate, nu-ți dau autorizația. Atenție, DSP-ule, nu ai tu cum să dai autorizație, sau dacă o dai, ai dat-o pe genunchi la un coteț să autorizezi cotețul ăsta, de exemplu, da? Pentru că trebuie să ai metri pătrați, trebuie să îndeplinești condiții. Dacă voi ați dat, înseamnă că sunteți corupți. Deci dacă voi ați dat autorizația acestei firme, asta care a făcut poza cu poliția română, deci înainte îi înjura și făcea că îi dă în judecată, da? Acum este la rang de... Uite-l, tată, e poza pe birou. Deci lui i-a plăcut atunci Mihăiță, tată. Uite, tată Mihăiță, da? Să știi că ea când vede că tu ești... Da? Are poza cu tine. Deci i-a plăcut acest spectacol, el fiind un om cercetat de pisica aia lui. De patraulea. Trandafirei. Ce faci, bă? A început să se miște astea rotativele? Pune în pariu că tu ți le dai jos? Adică poți să pui camere, da? Adică a supravegheat asta mai mult, deci nu magazinul, supraveghează, pe ea o interesează mai mult strada, parcările, pentru că aici și-a cumpărat parcările. Dacă voi, uite altă mașină, uite ce mașină rândunică, este o doamnă, casa, a, tot ei. Sau să greșesc, deci... La o altă firmă a cerut acte și pentru că n-a avut un act de deratizare, i-a dat cu flit, băi, frate, de n-a discutat. Și nu a vrut să autorizeze firma. Atenție, firma aceea este, știți cum, parfum. Bine, omul este super autorizat, i-a dat și în judecată pe ăștia de la stat uleiul pe jos pe aici, pentru că, tată, eu pot să stau lângă mărțoaga asta care-i scumpă. Da? Și normal că ea, dacă își face afacere, și le face corect, legal. Ia uitați, e legal. Ce vedeți aici? Coșciuge la vitrină. Te sperii, dracu, mâine, păi bine, o să zică că a pus și un mort să-l vadă într-adevăr că ei prestează servicii HG741. Are și scripete.
Deci ei urcă cu scripetele, urcă cu coșciugele. Are scripetele acolo la coamă, dacă vedeți. Ia să vedem, să facem o transocare. Ei sunt ilegali, atenție, da? Sunt ilegali din punct de vedere al autorizării. Deci au capelă în oraș, aici, ilegală. Construcția este ilegală cu destinație. Ei au spus că au fost magazin, magazie sau ce mint ei. Iar poliția locală au constatat și cred că și alți prieteni de-ai mei au dat și presa asta scrisă electronic că este o capelă cu mortul înăuntru, iar poliția locală, bine, o parte dintre ei sunt derbedei. Adică mă gândesc și am suspiciunea că oamenii aceștia vin să cerșească sau primesc alimente de la unii care cară mâncarea în mașina mortoară. Poate nu cară, dar ci că unii le-a făcut poză, i-a și filmat și acum știm totul despre ei, că sunt cinstiți și onorabili, cu magazin, cu coșciuge și și-a pus poză cu poliția română. De dragi poliție, băi Mihăiță, băi Mihăiță, atunci când am fost noi, de s-a schimbat femeia în bărbat. Bine, fizic, nu dăm poze și nu era cropat. S-a trezit popa din spate că avea în față șofer bărbat și deodată avea femeie. Omul săracu s-a speriat, a spus așa ceva n-o să cunun în biserică. Bine, noi mergeam de la o înmormântare, o înmormântare din asta, de la o verișoară care a spus că bărbații sunt bine, bărbații sunt, nu era bărbații sunt. Mă dă în judecată că de ce am filmat eu firma asta. Și eu am spus, băi, prostă bolovare, firma asta trebuie să-ți dea bănuții înapoi pentru că nu era mașina autorizată. Nu era. Dar dacă prostovanul nu a vrut să înțeleagă, să-și ia bănuțul, tată, tot, toată mormântarea gratis, da? Eu i-am spus, nu, i-a pupat în cur pe ăștia, da? Care erau încătușați. Bine, i-a încătușat și sunt cercetați, nu știu, iar au mai făcut prostii. Și să înjura ăsta, după ce s-a căsătorit cu ea, de prin Baia Mare, a venit pe aici așa, aici așa, și după ce a venit pe aici așa, a făcut, nabelea, a făcut un schimb de replici pe Facebook. Îi spunea, o făcea, dar ce nu o făcea? Eu nu vreau să postez din respect. Copilul minor, tatăi. Copilul minor îl ai în față. Da, știu, dar lasă-l în față acolo. Dar ce treabă, da. Un copilaj micuț care nu depășește 1,5 m. Acum legea spune clar că nu mai este vorba despre vârstă. Poți să-l ai și la un an, dacă are 1,5 m, peste 1,5 m. Ei sănătate, ei sănătate. Hai cu coana de la poliția locală. Ce faci, tată? Nu a venit să vedeți despre ce e vorba? Stai că și-a chemat Gașca și luptători de stradă. Ce zici tu? Nu vreau. De ce nu vrei? Nu vreau. Dar cine ești tu ca să... Eu sunt eu, dar cine ești tu să vii la mine? Vezi că ești filmat în două părți. Dacă dai mine... Dar nu e ce treabă, ia du-te de aici. Ia mâna după mine. Du-te, mă, de aici. Nu vreau, omule, sunt pe stradă. Și închide camera aia. Nu vreau, pleacă de aici. Du-te, mă, de aici. Nu vreau. Du-te, mă, de aici. Pleacă, mă, de aici, mă, ce? Du-te, mă, de aici. Nu vreau. Vrei? Vrei să fii chemat ce la poliție? Ce vreau să vii la poliție, mă? Vrei să vii la poliție? Nu, du-te, mă, haide. Păi, dar sunt pe stradă, mă, ți-ai cumpărat stradă. Dar nu mai filma, mă. Care e problema ta? Că nu vreau să filmez, mă. Dar cine ești tu? Dar nu-i treaba ta cine sunt dar eu. Dar nici treaba ta, nici ce sunt eu. Așa ești sunt tu, ei. Cine ești tu de aici? Păi și eu știu cine ești, mă. Cine ești tu? Cine ești tu? Un mafiot. Eu? Da, un mafiot. Foarte ai terminat cu violurile? Cine, mă? Nu știu, așa spun ăștia. Eu dispar, mă, de aici. Nu vreau. Hai, dispar de aici. Hai să nu te mai văd pe aici. Te rog frumos, hai. Ia mâna după mine că te vede și poliția. Și dacă mă vede ce? A, sunteți copile? Dar nu sunt copile, mă. Bă, dar ce te deranjează că eu sunt pe aici, pe trotuar? Dar nu te mai, bă, dar de ce cauți tu aici până la urmă? Bă, dar nu am voie, v-ați luat stradă? Unde e bariera? Îmi trebuie viză? Nu îți trebuie nicio barieră. Nu, n-ai înțeles. Îmi trebuie că vreo viză, ceva? Nu, dar de ce îmi zice vii? Păi, uite, că poliția vine acum. Sunt la Ana Lugojana. Da, alo. Poftim? Aolo, lasă-mă în pace, că am crezut că e poliția. Lasă-mă un pic, că filmez. Da. Ce ați făcut, fraților? Ați activat camerele? Aici. S-a trimis. Uite camerele alea. Dar nu-i treaba ta, mă, dispar de aici. Nu vreau, mă, nu vreau. Tu nu înțelegi hai, că... Hai, că nu vreau. Hai, mă atacă, atenție să vedeți. Ce să văd, ce nu știi tu? Nu mă amenința, mă. Da, bă, te ameniți. Că tu vii să mă bați. Vrei nu să mă... Nu te-am bătut și ieși afară. Care afară, mă, să... Băi, băiatule. Băi, băiatule.
Nu că băi băiatule, că nu sunt băi băiatule cu tine. Mă simt amenințat. Ești amenințat, de ce ești amenințat? De tine. Bă, și dacă ești amenințat, să-ți dispar de aici. Nu vreau. Da, nu vreau. Care-i problema ta, mă? Nu vreau. Ce o să faci, mă? Ce o să faci? Băi, tată, ai venit tu repede să mă ataci. A venit hamul, uite-l pe acolo, câinele, a venit câinele, uite-l acolo legat. De ce l-ați legat, mă, pe câine, mă? De ce ați legat, mă, câinele? 1, 2. Mă simt amenințat. Să dăm la poliție, la 112. Păi nu se poate, tată. Vii să mă ataci? Deci vrei să mă ataci, n-am înțeles. Doamnă, am nevoie de poliție pentru că sunt atacat de un domn pe strada Ana Ipătescului, colț cu Covorului. Ați mai sunat? Da, înainte. Și acum sunt într-altă parte și deja au început să atace pentru că poliția și-a făcut datoria și acum... În ce localitate? În Ploiești. Ana Ipătescu, ce număr? Cred că la numărul 32A, unde este o firmă funerară. 32A. Cineva atacă. Angajatul firmei funerare. V-a rănit? Aveți nevoie? Nu m-a rănit. Din clipa când a văzut că sunt la 112, a intrat în firmă. N-am voie să stau aici pe trotuar. Ei încalcă prevederile HG741. Poliția ia, le-a pus și cătușe, le-a pus de toate. Geană, Harry, Florin. Rămâneți să vorbiți cu poliția Prahova. Da, da. Ploiești, da? Da, da. Rămâneți la telefon, vă. Da, bine, mulțumesc. Cred că Ana Ipătescu este. Aveți legătura. Da, alo. Am o rugăminte la dumneavoastră, au început să mă atace. Și-au trimis oameni, că am sunat și la poliția pe dispecerat, de la firma asta funerară, după unde este parchetul. Cred că Ana Ipătescu, nu mai rețin strada. Este o firmă funerară. Și au tăbărât pe mine, mă amenință să plec de aici, mă agresează fizic. Am nevoie. Ce căutați la acea firmă funerară? Pe ce să caut? Uite, sunt în față la firmă funerară, filmez, am chemat poliția să constate multe nereguli și am voie să pe stradă, n-am intrat în firmă, sunt pe stradă, domnul meu. Și sunt atacat fizic. Bine. Așteptați că vine un echipaj, la revedere. Deci colț cu covorului numărul 43 la numărul 32. Mi-a închis. Au și că ce cau la firma funerară. Păi măi, polițistule, de ce se întâmplă cu oamenii ăștia de la 112? Mă întreabă că ce caut aici. Păi m-am dus la firma funerară, uite, direct aici pe stradă să vă arăt că acolo, atenție, acolo este o capelă ilegală. Este o capelă ilegală, atenție. Risc epidemiologic, deci ei nu au voie să depoziteze niciun cadavru, nu au voie să țină mașinile parcate. Fac plângere la poliție, da? Deci fac plângere la poliție și mă atacă, vă dau seama despre ce este vorba. Ăștia-i stat în stat. A venit poliția. Ce rapizi, atenție, ce rapizi sunt oamenii. Ei, acum să-mi prezinți imaginile, tată, că ai dosar de evaluare, cum ai atacat și cum ai bruscat tovarășul angajat de la firma funerară. Poliția, ia uite ce tine, bună ziua! Parcă n-am mai găsit, parcă? Așa, bravo! Ați venit prin SNAU sau pe dispecerat? Prin dispecerat o secție am venit. Am sunat și prin SNAU pentru că am fost atacat de un angajat, cred, nu știu dacă este de angajat, da? Okay. El are și cameră acolo. Mai nou supraveghează și locuitorii viața privată cu domuri, cu zom de 100. Ia uitați-le, sunt ilegale. Unde mai exact sunt Iute, uite, e o cameră acolo. A, nu, le cereți dosarul de evaluare. Dar uitați-le, astea două mă deranjează odată, că el supraveghează zona privată. Firma nu are cum să fie autorizată. Dacă i-a dat autorizație, este legal când calcă HG741. Ei știu despre ce este vorba. Dacă vă uitați acolo, să știți că ei se bucură cu poliția, deci, română. În primul rând vorbim cu dumneavoastră, da? Ne spuneți obiectul sesizării pe am care fost l-ați atacat. Făcut. Da, am și sunat prin 112. Am fost atacat deci de către... Deci a sunat întâi prin dispecerat. Exact, ca să spun că aceste camere domn sunt ilegale pentru că sunt cu zoom și rotative și să supraveghează viața privată a cetățenilor. O să identificăm dacă camerele respective funcționează. Dacă camerele funcționează, dar ideea este că sunt rotative și cu zoom de 100-200. Dacă funcționează. Și a doua problemă, uitați, să văd coșciugile pe geam conform cum și-au autorizat, adică să dați și la DSP cum și-au obținut. Și prin
amândoi să înțeleg. Am sunat pentru că, pe urmă, m-au atacat, au ieșit de aici și m-au atacat. S-a spus că n-am voie să stau acolo, 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 că mă bate, că mă rupe. Am o stare de temere cu ăștia, că am mai avut conflicte cu ei. Adică au fost încătușați de poliția română și au făcut poză. Au pus acolo când erau încătușați cu poliția. Vedeți, ei se dau mare cu voi. A, dacă v-a pus în ramă, înseamnă că aveți succes. Și sunt atacat de ei. Adică solicit în mod expres că o să depun plângere penală împotriva acestui om, pentru că el, să aveți în vedere, să spuneți că firma, având în vedere că are acele camere, vreau să solicitați dumneavoastră, poliția locală. Uitați, toate mașinile astea sunt ilegale parcate, pentru că ei, când și-au obținut autorizația, nu au voie să le țină aici. Nu au voie, sunt nicio formă. Vorbiți, vorbiți. Da, să vedeți dacă este angajat. Da, da, da. În regulă, în regulă. Să vă uitați pe birou pe dreapta, este o poză cu poliția. Aia, cu ea, normal, că nu mai are program. Are program, doar sunați la sonerie. Are, sunați la sonerie. Are buton. Încă ceva, are capelă ilegală, mortoară, haideți să vedeți. Deci să cunoaște la poliția locală, poliția română, cunoaște tot. Ei sunt tole. Uitați, haideți să constatați că au marfă pe trotuar și cântar. Deci ei vând și pe trotuar. Mașinile astea n-au ce să caute. Aici este capelă mortoară, ilegală. E capelă mortoară, ilegală. Nu, 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 dar constatați că e marfa. Uitați, marfa este pe trotuar și cântarul. Oamenii ăștia și-au cumpărat stradă, că ce caut aici să plec? Eu n-am intrat în... să-i văd șampanie asta cu fir de aur. E bine, mă, sunteți cercetați penal pentru că poliția română și-a făcut datoria și ziceai tu că îl dai tu pe Mihăiță, polițistul care te-a încătușat, a venit și poliția locală. Da, uite-i. Din cauza voastră, că voi știți că omul ăsta încalcă legea. Din cauza voastră nu vă faceți datoria, disciplina în construcții. Capelă mortoară ilegală și vă faceți că nu știți? Păi cum nu știți? A fost și în presă, le-am dat peste tot să-l vadă. Și uite, mașini parcate mortoare pe trotuar, n-au voie, dragii mei, nici în parcări să le bage într-un mod ilegal. Poliția locală trebuia să vină să-i le ridice, să cheme pe ăștia ca să blocheze roțile și să plătească și să-i oblige să nu. Deci faptul că reclam la poliție, vin și te atacă, își trimite câinii, dulăi sau ce dracu sunt. Ce faceți, mă, porumbei? Ăștia-s porumbei. Uite-o, porumbei, ce să iubesc ei? Ia uitați, dragii mei, ce poză cu poliția română și-au făcut ei. Am fost la o acțiune cu treaba încătușați. S-a transformat bărbatul direct în fată, frate. Și popa în spate se mira și că dintr-un bărbat s-a transformat în femeie. Bine, toată țara a rămas mirată că acest... Ce a făcut, mă, poliția locală? A venit și a trecut și, deci, ca să vedeți, i-am chemat poliția locală să vină să constate, pentru că au pe competență, au venit și au plecat. Deci ei așa își bat joc. Ia să-i vedem noi. Deci vă dați seama, au venit și cu rampă. Poliția locală Ploiești. Au venit cu rampă și au dispărut. Bună ziua! Ați sunat la poliția locală Ploiești. În conformitate cu legislația vigoare, acest apel este nerecunoscut. Dar nu-i patronul el. O să vină, nu știu. Deci el n-are nicio treabă. Ce treabă are el? Mi-închide. Deci poliția locală, i-ați văzut poliția locală care a trecut cu rampă, da? Uite, domnule, sunt la poliția locală. Și uitați, ei acum, eu i-am chemat. După ce m-a văzut, au plecat. Pentru că ei tolerează. Uite, sunt la dispecerată poliției locale. Și uitați, cum e posibil. Alo? Da. Deci v-au văzut și au fugit. De ce vă faceți de râs? Nu, mă, vă auto-învinuiți singuri. Pentru că de ce faceți, mă, vă luați pagă ăștia care știți pe aici? Bă, atâta vă întreb, poliția locală, care din voi, mă, vă luați pagă? Vă întreb. Bun, am rugăminte pe urmă poliția. AJ301/2012 interzice domnul clar din start și supraveghează viața privată. Vă rog frumos să sunați la poliția locală pentru că mie îmi refuză să-mi mai răspundă. Ei nu cunosc prevederile care spune clar că... Bună ziua!
nu sunteți culegător de... Omule, nu înțelegi că n-are nicio calitate omul ăsta, nu-i nici angajat sau nu este, n-are nicio calitate, chiar dacă... Ai fost aici la momentul respectiv când s-a întâmplat conflictul de care zice domnul? Nu. Ai vreo calitate aici? Nu. Păi, vedeți, e un trecător. Ce calitate? El se bagă și el așa în vorbă. Și-a trimis... Și-a trimis oamenii. Păi normal, are telefon. Puteți să sună să vedeți că dacă vă răspunde. Un prieten care m-a spus... Prieten. Doamnă, ce se întâmplă? A trecut echipajul cu rampa aprinsă la firma ei și n-au vrut să oprească. A văzut poliția română și de ce n-au vrut să oprească? Omul a zis. M-auziți? Nu știu despre ce echipaj spuneți dumneavoastră. Echipajul de poliție a trimis un echipaj la fața locului. Păi n-a venit, doamnă. N-a venit, doamnă. Nu știu despre ce echipaj spuneți dumneavoastră. Eu nu știu, poate este un echipaj trimis la o sesizare. Doamna mea, scria pe ea poliția locală de Ploiești cu rampa aprinsă și a venit exact aici la firma unde am reclamat. Iar când, iar le-am făcut semn să oprească, iar când a văzut poliția națională, au fugit, doamnă. N-au vrut să oprească. Au fugit. Și uite, suntem cu Poliția Națională, avem nevoie și de Poliția Locală, pentru că aveți pe competență. Da, nu cred că au fugit. Lăsați-mă să văd despre ce este vorba. Haideți, vă rugăm frumos. Și... Haideți, vă rugăm frumos, nu numai Poliția Română trebuie să-și facă datoria, trebuie și Poliția Locală. Da, vă dați seama că astăzi este... am tot trimis la dumneavoastră. Nu, au plecat, doamnă. Nu. Avem un singur echipaj în interval orar. Tot Ploieștiu. Nu, doamnă, adică a venit. Încercăm să facem față cât se poate de nu, mult. Nu, doamnă, a lăsat tot Poliția Română să-și facă treaba. Au venit, au dat 3 sancțiuni și au fugit. Până și pisica. Deci dumneavoastră ziceți de sesizarea precedentă. Acolo de precedentă au venit, au dat 3 sancțiuni și au fugit și Poliția Română s-a mirat. Băi, fraților, ce fac? Domnul n-a fugit. Nu, aveți informația. Ei au niște obiective fixe în care sunt la fluidizare de trafic. Nu există așa ceva. Ei primesc dimineața un desfășurător și într-un interval orar ei sunt în centru la hale unde să sugruma, să zic așa, traficul. Am înțeles, și dacă un cetățean are nevoie de urgentă că s-a blocat o cale de acces sau... La un cetățean trimitem ordinea publică. Depinde de sesizarea care este. Am cerut pe rutieră, doamnă, nu pe ordinea publică. Pe rutieră, competență rutieră. V-am trimis că nu... Ce echipaj avem, trimitem. Acolo, trimiteți-mi pe ăla care e civil de la biroul intern. Dar stați-mă să mă informez despre bun, ce bine, este vorba. Mulțumesc, mult, bine, mulțumesc. La revedere, la revedere. Să insistă cu telefoanele. Ia să vedem, să nu spuneți că... Alo, da. Filmez, omule, nu vreau să te auzi. Nu vreau să te auzi, filmez. Hai, să trăiești. Ia să vedeți că sun eu la firma funerară și îi spun că vreau un coșciuc cu un mort în el. Să-l duc la capela lor ilegală. Băi, DSP-ule, da? Încă n-ați fost cercetați? Păi să vă spun, dragii mei, la Dâmbovița două cetățenice de tărițe cică a venit să-i cerceteze. Nu m-am informat, nu este valat. Ia uite. Păi un bărbat, o să vă arăt imaginile. Bărbat? Da, domnul, înțeleg și eu. Semnalmente puteți să ne dați? Vă arăt imaginile să-l vedeți. Perfect. Imediat, ca au și am posibilitatea, cum să nu, așa de repede. Deci, au venit ca mafioții să mă bată, să mă înlăture. Eu pot să mă exprimez, să mă dea el în judecată, să facă și plângere, să-l vedem cine este. Că așa s-a comportat ca un mafiot să comportă. Și că și-a cumpărat strada. Ce să vă mai arăt? Că n-ați înțeles. Firma asta a fost reclamată de mine de ani de zile, mereu. Cu nume și prenume, nu vreau să rețin aceste nume ca să rețin, de exemplu, identificarea acelor persoane se poate face. Din clipa când am intrat în firmă, are și o cameră acolo, da? Și am și eu filmarea cu chipul respectiv. Identificarea cetățeanului se face și mai ales că aceste camere, unele dintre ele au și sunet. Atenție! Ei, asta, deci, pe mine m-a deranjat și am reclamat. Cum au ținut ei o autorizație de funcționare? Poliția locală are pe competență și dumneavoastră, pe Oghi 195, parcările sunt pe trotuar, iar parcul auto, se numește flotă, nu are ce să caute pe trotuar sau în parcări. Atenție, nici în parcări nu are voie să duc acolo unde a declarat-o, pentru că așa i-a spus de la DSP că are loc de garare. Acesta. Eu sunt președintele onorific al firmelor funerare din România, cu diplomă și cu ștampilă. Eu știu ce, ei mă cunosc, toți din România mă cunosc. Oamenii ăștia
nu sunt, dacă sunt autorizați, sunt autorizați de către DSP-ul ăsta din Prahova pe genunchi. Adică ce pățesc aia în Dâmbovița, că sunt cercetați de către instituțiile superioare, asta vor plăti ăștia din Ploiești. Deci le-au dat autorizații ilegale, coșciugele sunt la vedere, nu au voie prin HG741. Deci nu au voie, există și legi, și da, ce legea 102 pe cimitire. Există și 301, pardon, și 12. 301 este cu totul altceva. Nu, și am, acolo este acolo am dat separat. Dispoziție, nu, 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 301 nu are treabă cu firma funerară. HG-ul 301 per 2012 este, am dat separat pentru acestea. Da, da, asta am dat separat apelul. Am înțeles, dar prin SNOA-ul nu v-am mai dat acum că a fost și... Că ați fost agresat. Stați un pic, dumneavoastră acum faceți fișă pe dispecerare sau pe SNOA-ul? Probabil o să facem pe amândouă din moment ce ați sesizat două lucruri diferite. Da, v-a anunțat SNOA-ul? Ne-a anunțat. Și prin SNOA-ul? Păi da, de moment ce ați sesizat... Deci prima sesizare a fost așa, că firma asta este autorizată... Nu, nu, atenți, prima dată. Firma este autorizată din toate punctele de vedere, mai puțin unele dintre ele și le-a dat în mod nelegal de către Direcția de Sănătate Publică și Primăria și Consiliul Local, iar firma pentru un dosar de evaluare de risc conform HG301/2012 și legea 333/2003 și-a montat camere perimetrale, vorbind, nu vorbim de cele care sunt interioare, și pe spațiul public cu un scop... Ăsta e ăla care... Iotă-ță-l. Omul a fost încătușat. Ei au cu tupeu, ei vin cu tupeu, ei sunt. Ia-le. Bună ziua, din cazul simțe bată de poliție, un act de identitate. Cred că a rămas pe șantier. Ce faci, bă, zic, așa, cu intenție să ne speri? Deci, și apoi am explicat că aceste domuri, domurile acestea, nu au voie sub nicio formă, pentru că uitați-le cum sunt îndreptate pe proprietăți private. Ia să-l vedem, da. Ce faci, mă? Ți-ai pus poză cu poliția română? Ți-a plăcut atunci spectacolul ăla? Ți-a plăcut spectacolul? Ai văzut că înjurai poliția română? Uite, ți-ai făcut și poză cu ei. Da, e, omul este când a fost atunci acea operațiune Cotco... Nu, operațiunea Ana are mere încătușat. S-a transformat femeia... Nu, bărbatul în femeie și viceversa. El este angajat. Ești cu mașina firmei. Este a ta. Personal. Personal, corect, da. Și l-ai adus pe băiatul din Baia Mare. O să te rog să muți mașina, să găsești un loc. Că adică e intersecție, banda asta pusă direct, a și parcat-o. Da, normal, așa e la noi. Și ești un act de identitate, să-mi dai cine. Corect, eu l-am călcat-o de 195. Dar el așa parchează mereu, 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 aici, în firma aceasta. Chiar, ia uitați. Deci vreau, domnul tânăr polițist, te rog frumos, nu-mi place. Mașinile astea toate este linie continuă. Toți, uitați-i, constatați. Ochi 195. De ce poliția locală? Asta vreau, domnule. Ăștia sunt stat în stat. Nu înțelegeți că are pile și probabil nu știu ce face. Deci, domnul meu, ăștia au... Dacă încalcă. Au... Pe cum mă, dacă încalcă? Pe nu. O să constatăm, o să facem verificări și următorul... Ia fii atent, omul ăla a încălcat linia continuă. Ar trebui să rămână fără permis? Ar trebui? După lege? Păi omul ăsta e nevinovat. Despre ce vorbim? Dacă o luăm după ghi 195, toți rămâneau fără permis. Dar nu se poate. Deja au început să curgă amenzile pe aici. Băiatul, ai scăpat cu condusul, cu transformatul? S-am văzut că ți-ai făcut poză cu poliția. Înseamnă că o apreciezi. Știi ce? Știi care e problema? Mm-hmm. 20 de minute nu o să iei de la noi. Degeaba ne-ai dat. A, lasă că să cerceteze poliția cu minciunile tale. Da. Oricum o să faci un plan. Asta-i vrăjelile lui. O să postezi ce înjura el. Vă dau cu sardinii, vă dau tot. Da. Să vadă rotativele cu sunet. Nu funcționează. A luat foc casă. Ia uite ce... Da, a început să le ia casele foc. Deci ce se întâmplă omul acesta, dacă este un escroc? Probabil. Deci el spune că i-a cerut 20.000 de euro sau lei. Da, foarte bine. I-am spus așa, bă băiete, du-te la poliție să cerceteze poliția. Un mincinos i-a dat peste bot poliția. Bineînțeles că nici nu m-a deranjat. E în rem, probabil, în cercetare. Dar omul acesta s-a și căsătorit cu doamna. E mai mare, mai mare... Mai mare, mai mare, foarte mult, domnița. Și pe Facebook am văzut înjurături. Dar ce înjurături? Să știi că le pun, mă. Bă, le pun înjurăturile să te vadă ce fel de om ești.
cum eu te căutam în Baia Mare, mă? Bă, te căutam în Baia Mare și dau peste tine în operativă pe Prahova. Și poliția română iar a fost la înălțime. Ce dracu s-a întâmplat că poliția își face datoria și mai ales că acești tineri polițiști sunt dăruiți. Dar astăzi, chiar că m-a supărat poliția română. Dar ce m-a supărat? Că l-am văzut pe un polițist, săracu, a scos bani din buzunar să plătească parcarea. Pe bine, mă, copile, mă, tinere polițist, tu trebuie să aduci bani către familie, către casă. Nu să scoți bani din buzunar. Unde ai văzut-o, băi, polițistule, să scoți tu bani din buzunar să plătești asta? Eu de-aia sunt supărat, pentru că acești copii tineri sau tineri polițiști sau polițiști profesioniști au ajuns să plătească până și geamurile la posturile de poliție. Ia să te văd eu, IPJ Prahova. Bine, acum e noul comandant, nu mă poate contrazice. Mă contraziceai tu, domnul Manea, ăsta care ascultai Beethoven, Copilul Minune și Vivaldi, Vigelie. Are stan. Și prietenul nostru, Chestor de la București, care îi mulțumim frumos. Mai ești. Iar nenea, cum te cheamă, măi? Nenea Dosaru are dosar. Are dosarul Viorel. Băi, frate, ce s-a întâmplat? Că ăștia s-au și arestat, s-au dat afară toți. Și au venit profesioniști, dragii mei. Începând cu 1 ianuarie 2024, țin să vă anunț că poliția română este un brand cu distribuție de gaze. Deja îi scapă gaze și și-a deschis geam. Da. Deci, toți oamenii aceștia care sunt la magazine parcate ilegal. Uitați cum se încalcă o G195. Normal ar fi trebuit domnul taximetrist nevinovat să rămână fără permis. Corect? Zic, greita îmi e bine, taximetristule. Nevinovat a călcat linia, dar el nu este de vină pentru că este... Uite, alt taximetrist iar nu-i de vină din cauza acestor oameni. Uitați cum se luau permisele pe bandă. Pentru că această firmă cu renume și că are pile pe la DSP, DSVSA, Poliție Locală, Consiliul Local. Nu aveți cum să aveți aviz de funcționare dat de la Consiliul Local. Păi nu-i normal, bă, că eu v-am verificat, dar v-am și spus că sunt atât de onorat. Nu există copăr și iași din România să nu mă cunoască. Și atenție! Dacă voi erați corecți și aveți voi exact ca la carte, reclamă gratuită vă făceam. Bine, ce minți tu ca un ordinar, că ești ordinar, un ordinar. Poți să dai la poliție și să demonstrezi că ești un mincinos ordinar. Te duci să-mi dea amendă pe legea 61, articolul 2.1. Bă, nu o să poți, că dacă polițistul îmi dă și nu mă cercetează, îl dau pe mâna la ursul, avocatul meu, plângere penală pentru abuz în serviciu. Dacă te-am făcut mafiot, da, recunosc, nu ești mafiot, recunosc, m-am adresat greșit, altul era mafiot, da? Dar tu ai venit exact ca un mafiot, că ți-ai cumpărat stradă și vroiai să-mi dai un ambot, păi parcă așa făceai cu pumnul, încă ai stare de temere și eu mai tare am vrut să verific dacă STS-ul le mai funcționează, că s-a mai cam blocat, 112. Și uite, tată, are capelă ilegală, vă dați seama, are capelă ilegală și funcționează, adică risc epidemiologic. Poliția locală în cârdășie cu ei, atenție, acuz această pulă, este și astăzi este cu reducere și vă dă și florile astea gratis, că este pe domeniul public. Despre ce vorbim, frate, are și capelă, știați? Are capelă, da. Cere și capela. Deci oamenii aceștia au și capelă, vă dați seama. Ilegală. Nu figurează cu capelă. Vă dați seama, risc epidemiologic. Dacă te prinde cu capelă, te renorocește, frate. Ăștia nu? Au relații? Volo, ce faci? Ăsta este... Opa, ia să-l vedem noi aici. Uite așa. Și-a pus poză cu poliția. Poliția română. Unde-i, bă, copertina? Ca așa spune HG741, trebuie să nu se vadă copârșeele. Da?
Arată el documentația, bine, deci clar nu-i funcționează camerele. V-a și spus de la început. Da, intră, intră, intră. Pe partea cealaltă? Normal, 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 normal. Iată, tată, are, are poză, băi, Mihaiță, Mihaiță, iată-mă, tată, uite-mă, tată, te are poză aici, fii atent, înțelegi? Te are poză, bă, băiatule, te are poză aici. Te plătește mult? Poftim? Zic, te plătește mult, adică, sau ești cine, mulțumit? Cine, statul sau cine? Cum statul, pe ce te-ai chemat statul? Cum înțeleg? Băiatul ăsta de Baia Mare. Prietenii s-au plătesc între ei sau cine? Da, da, da. Păi tu ești prieten cu el? Foarte bun. Păi ăsta-i din Baia Mare, e acum, de curând, mutat aici, băritat. Poate să fie și din Belgia. Din Belgia, da. Din englezi, belgini, francezi, bine, mai, ăsta-i, să știi că înjură pe, pe internet, da, pe soția lui. Înjură, pe soția lui. De euro, a, știi tu. O, altă. Da, ești tu sigur? Da? Tu ești sigur? Păi dacă mi-a cerut mie 20.000 de euro. A, el ți-a cerut ție? Da, m-a nenorocit. Dar tu ai tu 20.000 de euro, mă? Nu, vezi, ai fost la. Muncesc. Am înțeles, ai făcut, ai făcut. Nu cerșesc alții. A, ce cine să ia? Muncesc, iau. Ia cum muncești tu, ia cum muncești. Ia cum muncești tu, bă, băiete, băi. Muncă, muncă, cum muncești, bă? La sapă? Muncă, sapă, greblă. Te cred, te cred, te cred. Nu că alții stau să cerșesc. Deci, care să ia care cerșesc? Cerșesc bani și ei sunt, ăștia aveau bani? Cerșetori, ia pe la sud, pe la gară. A, sunt cerșetori pe acolo? Dar ce cauți tu pe acolo, pe la ei? Te-ai dus să-i ajuți? A, acolo locuiești? Bravo, 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 băi. Tu și votezi? Okay. Tu și votezi, nu-i așa? N-am pe cine. N-ai pe cine. Că ești băiat deștept. Bravo, bravo. O să pun 235 de stampile pe... Nu-ți trebuie decât două. Să nu te obosești. Atât și se anulează... Și o să-mi trec numele meu acolo, că vreau să mă votez pe mine. Băi, dar ești deștept. Mie-mi place de tine. Că muncești, muncești, muncești și astăzi... Astăzi să-ți dea o amendă doar cu avertisment. Poți să-mi dea și cu, că... Ai bani. Repet... Ai bani? Ai bani? Și ți-a cerut ăștia 20.000 de euro, da? Care ăștia? Ăștia. Nu e adevărat. Alții. Ăia cu cercetător. Ăilalți, da. Deci comportamentul lor în stil că mafioții, parcă așa, vine el să-mi spună că să plec de aici, că e strada lor, tată. Că este strada lor. Verifică poliția. Deci dacă vrei, el... E, dragă mă, ia, hai, bravo. Ia, cum mă rogi tu? Vă rog frumos să mai filmați în auto. Așa, și ce faci și în sensul? Ce faci? Ce faci în sensul? Eu nu te bag în seamă. Bagă-te în fața geamului. Bagă-te în fața geamului. Bagă-te bravo. Fața geamului. Bagă-te în fața geamului. Uite, bagă-te aici, uite, ia, hai. Hai, chinuite-ai. Hai, chinuite-ai. Cum? Vezi, ai grijă să nu omori caprele. Ce cap? Păi n-ai spus că ai capre? Eu? Și un țap și un măgar. Eu? Da, așa ai spus. Până înainte ai spus că tu vii de la capre și de la măgari. N-am zis. Băi, așa înțeleg. Mă confunzi. Băi, eu așa, și tu cred că mă confunzi pe mine. Eu am zis că vin de la sapă. Nu cred. Nu cred că vii de la sapă. Eu cred că vii după la băieții care ai spus pe la sud, pe acolo. Așa, așa, așa. Să vedem noi cum le treci tu domurile alea. Alea trebuie să date jos, băi, băi, ies, băi. Ia uite, tată, ce revoltat, ce revoltat, să-ți pui colante, tată. Ești cu utilitate publică fără acord de funcționare. Trebuie să ai și perdea. Băi, vreau să mă dați în judecată, dacă puteți. Dar nu cred că puteți. N-aveți cum, băi, n-aveți cum să puteți să mă dați în judecată. Că voi sunteți ăsta care... Ce? Nu cred că se obosesc. Păi nu poate, băi, băi, acolo, care capela aia acolo înăuntru. Și dacă ar putea, nu s-ar obosi. Știu că nu, dar nu are cum. Păi ăștia nu știe să scrieze. Bă, dar tu ești cioban? Eu? A. Aproape, mai am puțin. Nu cred că ai această calificare. Ciobanul ar gândi mult mai bine decât tine. Gândește, tată, și are și măgar. Tu nu ai măgar, așa ai spus. Ciobanul este, băi, o muncă cea mai tare pe cale ceva? De dispariție. Ai ceva? Zici cum că-ți vorbe în gură, cam măgani, cam ui. Băi, eu trag pe nas prin Baia Mare, dacă vrei să știi. Să fii sănătos. Dacă nu-ți convine și am și praf din ăla al... Să fii sănătos. La mine în buzunar. Să fii sănătos dacă treci până național. Ce vrem? Așa, ce o să faci? Da. De ce mă luați așa peste picior? Păi nu știu cine ești. Dar nu, de ce mă luați peste picior? Cine ești, mă, fac să te iau peste picior? Eu tot tata, cea, am ditaș, au fost de la ajutor? Da. Când ți-i-a dat? Văd că mă și denigrați. Nu te denigrezi, te întreb. Da, au fost de la ajutor? Eu te-am întrebat.
Păi asta omule zi. Dar nu ai filmat. În primul rând că filmați pe o proprietate privată. Știu, dar e cu utilitate publică. Păi și dacă știți. Mă, băiete, bă. Și dacă știți. Ai poliție acolo. Păi văd. Și ce fac polițiștii? Ar trebui să... Ar trebui, dar nu poate, că n-are temei de lege. Dar tu... Nu. A, deci... Hai, încălcăm legea așa. O încălcăm, o încălcăm. Mă, pușcărie mă duc cu voi. Eu mă duc la pușcărie că ți-am filmat înăuntru în prăvălie. Dar cine ești tu? Angajat? Nu știu cine sunt. Păi dacă tu nu știi cine ești, nu știu cine cum sunt, să te ridici cu pretenții la mine să te vii să mă rogi? Un... Nu știu. În primul rând. Ce? Mă denigrați. Nu te denigrezi, tu spui că ești nu știu. Mă luați peste picior. Bă, te ia uite și pe partea asta și pe partea asta la alta. Da, 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 da. Așa și vorbiți niște lucruri fără sens. Ce că, băi, băiatule, ești hoț cumva? Ce hoț? Ești hoț? Păi te rog frumos, ești angajat aici? Acuzații nefondate. A, la tine n-am pretenții, n-am pretenții. Eu doar v-am spus să nu mai filmați. Și uite, eu filmez, uite, 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 filmez. Ce da. Vrei până la urmă? Hm? Ia stai să sun la 112 pentru tine. Ia. Păi sună, mă, tate, cât eu. Eu sun, să vedem, avem aici o... Păi dacă vrei eu să sun, care e problema ta? Ce sesizare în față? Dar n-am treabă ce, uite, eu sun la 112. Și te bași tu, băi, băie, te bași, și te bași. Da, 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 da. Acum, tată, acum, stai că sunetă. Ia uzi continuarea apelului la 112. Ia. Hopa! Iată că nu mai e mână lungă. Ia, hop! Hop! Ia, stai că merge pe partea asta să ne... Uite-l, tatăra! Ia, ia, uite-l ce se plimbă el! Ia, altul! Ce bădaș la ui am fost! Bravo, mă, băi! Ia uite-l! Frumosule, frumosule! Ei, uite-ne, frumosul! Ia, sus, jos, sus, jos, sus, păi, la stânga, la dreapta. Ia, fiate, fă mâna-n dreapta, la stânga, sus, jos. Te-am dresat bine. Ești bine dresat. Ai văzut cum te comand? Ia, sus, jos, 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 jos. Așa, 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 așa. Ridică piciorul ăsta, aia, asta, ia, hop, 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 bravo, 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 bravo. Atâta pot. Poliția locală. Deci vă dați seama de ce nu vin? Pentru că sunt mânjiți pe mâini. Bă, pentru că sunt mânjiți pe mâini, firma este autorizată, tată, cu capelă, cu tăpate. Dar de ce a venit poliția la ei? De ce a venit poliția la ei? Și verifică, și verifică, și verifică. Și că le ia mereu foc casa, mereu, 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 mereu. Doamnă, doamnă, cât trebuie să așteptăm poliția locală să vină aici? Da, e altă. Doamnă! Cazul, v-am sunat, am revenit cu un telefon, dar probabil că nu ați auzit. Ideea este în felul următor, că ei au constatat că este echipajul... Doamnă! De poliție națională nu. Și au plecat în altă sesizare. Nu, 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 atenție, dumnealor nu sunt pe rutieră. Atenție, avem nevoie să vină cei de la rutieră nu că sunt... Aud. Deci, atenție, dumnealor, eu am făcut sesizarea pe OG 195, pe tot ce înseamnă parcări și trotuare blocate cu mașinile care sunt autorizate și trebuie să stea într-un parc al lor. Am nevoie de poliția locală pe competență. Oamenii ăștia n-au competența care spuneți dumneavoastră. Vă solicităm în mod expres. Vă rog frumos să vin aici, că dacă nu, credeți-mă că... Păi, vă aștept aici. Haideți că am alt telefon, am așteptat. Dar vă aștept, doamnă, nu mă interesează de când sun. Să vin aici, vă rog frumos, că nu plec de aici. Vin la voi, dacă e vorba de așa. Să poate. Ce facem, fraților? Poliția locală, ce facem? Despre ce vorbim? Da, foarte, uite, să demonstrez, uite, că tu ți-o faci singur calitatea. Uite, bine. Hai, haide, vin aici, vin aici. Cum îți... Uitați așa. Ce? Ia zi. Asta.
La tine? Da. Păi nu am. La voastră, că eu n-am nimic. Păi tu nu ai, știu că nu ai. Știu că tu nu ai, da. Ce vorbe, mă, tinere? Mă, tu ai, ești angajat aici? Atunci ce calitate?